Bă, dar și-l ține numai ce e? Da, bă, primar, vă facem bună. Este în aparat. Stai că spune-o, vă unde e aparatul? Da, păi îi dau nici și știu. No, tu nu lasă-l așa, fără aparatul. Hai, primar, de te aici, băi. Sunt acolo, mă. Hai, mă, încă-o. Avem de prisos aur, smirnă și tămâie. Lui Mesia să le dăm.
Iar dacă ai să ne oprești în curând, ai să o pățești. Sar tu cu astfel de cuvinte cer pe ideilor, părinte. Nu te temi de răzbunare, din ascuții de palul și atât de tare, ce poate să figureze și al tău cap să ți-l reteze. Și numai eu sunt pe lume, Irod este al meu nume. Tu, cerescule, părinte, ascultă ale mele cuvinte, mintea lui o luminează și în Hristos fără să crează. Dacă aceste nu primește, tu ne tulge, slobozește și puceața fără să ază și în Hristos fără să crează. Văd că sunteți grai vestiți și acum știu cum vă numiți, dar mă mir, ce-ați căutat despre noul împărat? Și văd că joc vreau să-și bată și pe ei să nu se abată. Și pe mine mă prinde de minune că-ți umblă cu înșelăciune. Dar atunci ce vei face dacă nu se vor întoarce? Eu bine, de mă vei ajuta pe toți pruncii ăștia. Tăia. Dar mai bine mă ascultă să nu faci tere, cruc. Tere, tere, glaznică, tere! O, iroade, tiran mare, tiran rău și blestemat, câine spurca și turbat, oare cum de-ai cutezat? De-atâția prunci ai tăiat, ai crezut că-i nimeri, chiar pe Fiul Marii. Înălțate, împărate, urmează ale mele cuvinte, a ucidându-i cu putință fiind orbiți de credință. Mai bine prin lingușire să-mi scos pe toți din fire. O ai dreptate, înălțate, bărbate! Craiilor, cere-mi iertare despre noastră cuvântare. Dar spuneți-mi și mie nașterea, când o să fie, ca și eu cu plecăciune să fac această închinăciune și cu inimă curată să vă fac această răsplată. Așadar noi vom pleca și pruncul vom căuta, iar dacă vom afla, tot pe aici vom da, cu cinste și cu mărire să dăm împărăției tale de știre. Fraților, să ne grăbim și după stea să pornim, că jată stea ne arată și pe cale ne îndreaptă. Veniți să ne închinăm frumoase, darul să-i dăm. La toți oamenii să fie de acum până în vecie. Dar voi unde și în ce parte turnurile le aveți de-a paște cu Hristos? Ce aveți de-a face abătându-vă încoace? Cum vă e numele vostru și ce căutați prin locul nostru? Eu Melchior mă numesc, cu Smirnă-l dăruiesc. Eu Baltazar mă numesc, cu Aurul dăruiesc. Eu Gaspar mă numesc, cu Tămâiul dăruiesc. Eu sunt Angela Oraș, am adus în dar un caș. Eu sunt Îngerul lui Dumnezeu, ascultați ce vă spun eu. Să nu treceți prin cetate, ci să dați prin altă parte, ca Irod nimic să știe de dulcele nostru, Mesie, că Irod și-a fost în rău să tăiați și lui Dumnezeu. Înălțate, împărate, acum toate s-a așezate, acum toată țara plânge vărsându-se atâta sânge. Prin porunca ce mi-ai dat în această sfântă seară, nici un prunc n-a mai rămas în această țară. Nici Hristos ce zerea primejdios. Of, ce plângeam, mame, când eu le cuvântam. Nu plângeți, mamelor sărace, că noi n-avem ce vă face. Porunca ne-am îndeplinit de acest lucru cumplit. Mai bine mamele să plângă decât împărăția mea să se stingă. Să ia mea împărăție urgiosul de Mesie. O, ce nebunie și ce reamânie, un Irod viclean, craiul cezian. Poatea să-și trimită pe prus să-i ucidă, mamelor nu plângeți de vărsări de sânge, ca lor sufletele se prefac în stele, ca lor sufletele se prefac în stele. Mă rog creștinului cel mare de puțină ascultare și de binecuvântare. O ceată de opt iuni ne-am adunat aici, ca să rugăm pe al nostru împărat, precum în cer, așa și pe pământ, în tot locul este sfânt. Mai întâi, Irod împărat, cu o cătană de general, cu cei trei crai care darul aduceau, Melchior, Baltazar, Gaspar, Îngerul Domnului cel frumos, Călugărul cel fălos, Ciobanul cel somnulos, pe care Îngerul Domnului din somn l-a trezit și de nașterea Domnului a vestit. De aceea să-i cântăm cu toții, mărire ție, Doamne! Mărire ție, Doamne! Noi pe tine te mărim, amin, ție zglăsuim. Amin, 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 amin. Hristos a născut. E vara că sunt.